În județul Iași, pachetele cu ajutoare vor fi repartizate în trei etape, două până la sfârșitul anului, iar o ultimă etapă în luna ianuarie a anului viitor. Vor fi trei etape. Prima etapă va fi începând săptămâna asta până și săptămâna viitoare, în care pachetele distribuite vor fi în mare majoritate în municipiul Iași și acum vom hotărâ în cadrul grupului tehnic la nivelul prefecturii și dacă mai rămân pachete, unde anume le vom distribui, în ce zone. Aici propunerea a fost în mediul urban, deci la Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos și Podul Iuloae în prima etapă. A doua etapă sunt 40% dintre pachete vor fi distribuite, asta până la finalul anului. Și ultima etapă se va desfășura până pe 17 ianuarie, tot 40% din pachete din județ. În municipiul Iași au ajuns deja primele mașini cu ajutoare. În câteva zile vor fi deschise cel puțin 10 puncte unde vor fi distribuite produsele alimentare. Beneficiarii au primit deja prin poștă talonul care le conferă dreptul la aceste ajutoare. Primele mașini au început să sosească de astăzi. Graficul nostru de livrări este pe tot parcursul acestei săptămâni. Intenția noastră este de a deschide cel puțin 10 puncte pe care le vom anunța prin comunicate, începând cu ziua de azi, cel târziu mâine, în diverse zone ale Iașului. Facem mențiunea că lista noastră cuprinde 25.000 de beneficiari care vor putea ridica aceste produse, formate din câte două pachete, a câte 13,5 kg produse alimentare. În mediul rural se fac ultimele pregătiri pentru primirea ajutoarelor. Unii edili vor ca distribuirea să se facă grupat de comune învecinate. Alții sunt mai preocupați cu pregătirea locurilor în care să fie depozitate tonele de produse alimentare. În cont că propunerea noastră gravitează în jurul orașului Hârlău, aș propune ca distribuția în zona noastră să se facă în același timp. Să nu existe între oameni, știți că dacă, de exemplu, se dă la teren și nu se dă la Hârlău sau la Scuvin sau la... Există un disconfort între oameni. Ne-am pregătit ca să le primim, am dat dispoziții, am pregătit selele. Sunt curios să văd când ajung, pentru că mulțimea este nerăbdătoare. Și mai ales acum în preajma sărbătorilor, toată lumea ar vrea. De aceea noi ne-am înscris în a doua etapă, pentru că prima văz că e ocupată și a treia iar la fel e ocupată. Noi suntem pregătiți cu cele necesare, ajutoarele pentru cei necăjiți sunt foarte utile. Câte persoane vor beneficia la dumneavoastră? Cred că vreo 500. Fiecare beneficiar va primi 27 de kilograme de produse alimentare. Sunt 8 produse de bază, de la făină și zahăr până la conserve din carne.